am organizat un cuvânt de sărbătorire, Ziua Unirii, 24 ianuarie. Și am mai vrut să mediatizăm faptul că patriotismul încă este în cuvântul de astăzi și deși a fost o activitate voluntară, adică fiecare clasă a fost întrebată dacă vrea să nu se participe, toată lumea s-a implicat și a fost un număr foarte, foarte mare de elevi. Ce reprezintă pentru voi Ziua Unirii? Ziua Unirii reprezintă pentru noi ceea ce suntem astăzi, pentru că dacă ce s-a întâmplat nu ar fi fost, noi n-am mai putut sărbători nimic, n-am mai putut prezenta nimic. Numele meu este Huzumiana Valentina. Sunt președintele Consiliului Școlar al Elevilor al Mihai Colegiului Național Huzumiana.